de abuz se îndreaptă spre nevinovăția unui prunc. Și vedem misterul vieții în mâinile celui care ne-a creiat și ne-a lăsat pe pământ. De aceea, pentru aceasta, închinăm copilul celui prea înalt, care poartă de grijă tuturor celor existente, văzute și nevăzute. Și încreștinându-o, să ne rugăm ca viața fetiței să aibă parte de bunătate, de sfințenie, de curăție, de putere pentru a învinge provocările vieții, spre bucuria părinților și a voastră, a nașilor care, prin rostirea crezului și prin mărturia dată, ați încreștinat-o pe Selena Maria. La mulți ani tuturor și sănătate!